Directorul Centrului Național Anticorupție a fost demis. Decizia a fost votată acum mai puțin de o oră de majoritatea parlamentară deținută de pas. Directorul Centrului Național Anticorupție, Ruslan Floce, a anunțat anterior că nu va veni în Parlament pentru a prezenta raportul de activitate, deoarece decizia de a-l demite, citez, a fost deja luată de majoritatea pas. Ruslan Floce a declarat că decizia este expresia unei distorsionări intenționate a realității, o manipulare crasa a cifrelor și o lipsă totală de înțelegere a proceselor. De la bun început am observat superficialitatea abordărilor unor membri ai Comisiei, lipsa cunoașterei elementare a cadrului juridic și a competențelor CNA, precum și populismul manifestat pe toată perioada audierilor. De aceea îi voi, îi voi scuti pe cei care se acoperă astăzi cu mandatul de încredere dat de cetățeni de rușinea ce le revine pentru un exercițiu de fațată cu final prestabilit, a declarat Ruslan Flocea.